Haideți după un 1 mai atât de bogat în cărnuri, în mici, în fripturi, în toate bunătățile, să mâncăm un pic mai sănătos. Astăzi propunerea mea este o supă cremă de linte și nu orice linte, lintea roșie. Aceasta este cea mai potrivită pentru o supă cremă. Se prepară doar în 15 minute, este delicioasă, arată bine, cum să vă spun... răsare din farfurie precum un soare. Și e bine atunci când o preparați să păstrați culoarea și o păstrați numai prin ingrediente. Aveți nevoie de următoarele. În primul rând, morcov, aceeași culoare, portocalie, ardei gras portocaliu, un pic de ceapă, sare, piper, un foarte, foarte puțin unt, pentru că aceasta trebuie să fie un pic mai dietetică. Flavia, eu sunt convins că ție o să-ți placă foarte, foarte mult. Da. Și la sfârșit de tot trebuie asezonată cu lămâie și frunze de mentă. Nici nu știți ce bunătate este. Este ceva de vis. Se prepară în 15 minute, exact așa cum v-am spus. Și dacă vreți să o nobilați un pic, faceți un pic de avocado gratinat cu brânză cheddar, care are tot aceeași culoare. Abia aștept să vă duc 15 minute.